Salut! Astăzi am adunat pentru voi cele mai înfricoșătoare videouri. Încercați să vizionați episodul până la urmă și să nu vă speriați niciodată. Scrieți-ne în comentarii dacă ați reușit, așa că puneți un like și să începem! În imaginile următoare, niște prieteni filmau o clădire abandonată și probabil că au reușit să captureze pe cameră ceva paranormal. Nu cred că e o scenare și nici vânt, cred că e adevărat, dar voi decideți dacă credeți în asta sau nu. Un vlogger care a găsit intrarea într-un tunel abandonat a decis să se plimbe pe acolo, dar ceea ce a întâlnit în tunel l-a făcut să fugă de acolo imediat. Și veți înțelege de ce. După ce a văzut videoul pe canalul lui de YouTube, mulți au început să scrie că a întâlnit un adevărat rake. Desigur că există și cei care consideră că videoul este un fake, dar uitați-vă la această creatură în slow motion. Îi luminează ochii și forma corpului nu e umană. Cum credeți? Ce poate fi asta? În acest video, reporterii probabil că au mers acolo unde nu trebuiau să meargă, ca să afle ce copil e ăla. Când fetița și-a întors capul, era clar că nu e om, mai ales că peste câteva secunde după ce au luat camera de la ea, fetița a dispărut. Cine sau ce a fost asta? Până azi încă nu e clar. Următoarele imagini au devenit virale la timpul lor, dar până acum rămâne inexplicabil. Ce e ăla? Un mic elf sau un montaj bun? Voi cum credeți? După cum vedeți, pe drum nu e nimeni, însă așteptați un pic și veți fi martorii unui eveniment ciudat. Cum de a reușit să ajungă acolo, dacă încă cu câteva secunde în urmă în acel loc nu era nimeni? Cel mai probabil că e o fantomă, altă explicație pur și simplu nu am. În acest video, doi soți efectuau un ritual neobișnuit, apoi s-a întâmplat ceva inexplicabil. Chiar dacă e fake, nu am idee cum e posibil una ca asta, sau e o masă cu magnet, sau chiar e un eveniment supranatural. De la acest video, ochii voștri vor ieși din orbite. Ceea ce vedeți e incredibil. Acest om e capabil să scoată piatra de sub pământ cu puterea minții. Cum credeți, așa ceva e posibil sau nu? Autorul acestui video a filmat în casa sa un poltergeist adevărat și nu mă îndoiesc, uitați-vă și voi. Dacă nu vă e frică, abonați-vă la canalul nostru. Această pereche nu prima dată se confruntă cu chestii paranormale în casă, dar ceea ce s-a întâmplat mai departe m-a lăsat fără cuvinte. După ce ușa s-a închis, s-a întâmplat asta.
Când a intrat, a văzut-o pe soția sa sub influența unei fantome și a încercat să o aducă în fire. Dar pentru starea ei psihică și fizică putem să ne facem griji într-adevăr, fiindcă ceea ce s-a întâmplat cu ea este inexplicabil până acum. Autorul acestui video a filmat o creatură necunoscută în pădure, nu departe de casă. Uitați-vă la mărimea lui! Culoarea se potrivește perfect cu copacii, iarba și pietrele. Cel mai probabil că trăiește în pădure, dar n-am văzut așa ceva până acum. Dacă știi ce e asta, scrie-ne și nou în comentarii! Acești tipi au devenit martorii a ceva inexplicabil, uitați-vă și singuri! Când obiectele au început să cadă de la sine, asta i-a speriat, dar în afară de ei, în cameră, nu-i nimeni. În așa situație, cred că oricare dintre noi ar fi fugit. Dar cum ați fi procedat voi? Ceea ce veți vedea mai departe poate fi numit inexplicabil și misterios. În această casă de mult se întâmplă lucruri paranormale și stăpânul a decis să filmeze totul. Acum răspundeți la întrebarea următoare. Ați fost vreodată martor la ceva paranormal? Lăsați-ne un comentariu. În acest video se întâmplă ceva ciudat, uitați-vă mai atent să vede că pe femeie a lovit-o cineva, dar următoarele imagini vă vor uimi și mai tare. În următoarea secvență video, un tip a auzit niște zgomote ciudate dintr-o fântână, a luat camera și a mers să verifice, apoi a văzut acest chip cu ochi care luminează în întuneric, ca la animale. Deși fața seamănă cu a unui om, nu cred că ați spune că e o persoană. Atunci dacă nu, cine sau ce e asta? Într-o zi, mulți oameni în Australia și-au pus întrebarea, ce este asta? Această materie de culoare întunecată a apărut în aer și desigur că mulți au filmat asta pe camere și telefoane. Ce fenomen este încă nu poate explica nimeni. Aceste imagini au fost filmate de o cameră de supraveghere instalată în casă. De la început, plapuma parcă s-ar fi dat la o parte singură, apoi în fereastră a apărut o față ciudată. Dacă vă uitați mai atent, fața e prea albă, poate e o fantomă. Sau poate e ceva mult mai groaznic decât o fantomă. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi, scrieți-ne în comentarii, v-a fost frică să priviți acest episod? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like! Pe curând!